Salut la Teleteleșjurnal! Astăzi voi vorbi despre extraterestri și mai ales despre populimea care crede în ei. Niște cetățeni s-au întâlnit la o conferință în capitală ca să vorbească despre construirea unei ambasade și a unei piste de aterizare pentru omuleții verzi. Ci că pista și ambasada costă 37 de milioane de dolari, dar președintele Iohannis încă nu a dat autorizație de construcție, să-mi tufuna. Așa zisa religie a raelienilor, zice că oamenii au fost făcuți de extraterestri în laborator după chipul și asemănarea lui Cristi Borcea. Acum 10 milioane de ani extraterestri a călătorit în viitor și a luat o poză din pârnaie cu fostul patron de la Dinamo. Ia să vedem ce s-a întâmplat la conferința raelienilor. Ideea principală ar fi că această civilizație extraterestră, denumită Elohim, ne-au creat prin sinteză de ADN. Se numește Iluminații, dacă ai auzit ceva despre ei. Că îi dăm un nume sau nu, nici măcar nu mai are importanță. E vorba de a fi înapoi una cu sursa, de a fi una cu lumina. Ăștia își spun raelieni de la francezul Rael, care se zice că a fost răpit de extraterestri în 1973 și apoi readus pe pământ ca să pregătească victoria în alegerea lui Marine Le Pen. Mai bine le spunea velicieni de la Boul de Velicu, care și el se jură că l-a răpit extraterestri din față de la farmacia Actena, l-a dus cu farfuria lor în galaxia Andromeda, colț cu galaxia Gutenberg, unde i-a implantat în cap un program de monitorizare a schimbărilor climacterice. Velicu zice că în 2-3 ani încălzirea globală ne va micșora penisurile cu 10 cm, respectiv sânii cu 150 de grame. Ia să vedem ce mai spune sectanții raelieni. Scopul final, să vină Elohim la ambasadă, să scăpăm de muncă, bani și să mergem mai departe pe alte planete, noi, pământenii, să creăm alte umanități. Să fim toți fericiți. Testez situația, toate că cunosc eu niște... Am văzut aici, la niște lucruri. Am simțit chiar nimicirea de multe ori. Dar mi se arată ca și când totul este real. Mie mi se arată ca și cum totul este o făcătură, să moară Ciprian. Cineva își bate joc de acești raelieni, îi duce cu zăhărelul ca să le ia banii de pensie, să-și facă ei pistă de aterizare de miliarde în țara lor. Bă, ești nebun! Partea asta de jos zice tot ce e jos, e și sus, adică la fel, infinitul în orice direcțiune. Și svastica de înăuntru este un simbol foarte veche, budistic sau chiar hinduistic, este în toate religie. Și... Da, se găsește peste tot. Da, este dacic. Și zice că materia este ciclică, adică nimic nu se pierde și nimic nu se creează, tot se reciclează, putem zice. Noi deja avem în țară un loc anume unde s-a lucrat, s-a operat la noi. Așa este, avem în România mai multe locuri unde deja s-a operat. S-a operat la privatizări, s-a operat la asfaltări, s-a operat noaptea ca hoții, s-a operat peste tot unde a fost ceva de furat. Și asta fără extraterestri. Era oameni de-ai noștri, raelieni ca Mazure, Fenechiu, Ghiță, care a ajuns miliardari după ce a jefuit țara. Deci, dacă mă aude vreun extraterestru, acum am să le dau un sfat. Alo, extraterestrilor, nu are rost să veniți în România, că nu mai e nimic de furat. Ați întârziat! Dacă veniți, totuși vă rog mult să treceți pe la ministrul de justiție, Tutorel Toater, care o să vă facă o evaluare în care să vă spună că sunteți niște labagii care nu au ce căuta aici, dar că totuși e oportun să veniți! Like-uri și prietenie la toată galaxia! Uuuu!